Salut! Suntem la casă în data de 7 martie și astăzi vreau să facem împreună pâine. Pâine pe care o vom coace în cuptorul de la aragaz. Ingredientele necesare pentru pâinea de astăzi sunt făină, ouă, ulei, drojdie proaspătă, susan și cumac. Mai avem nevoie de o linguriță de zahăr și o linguriță de sare. Și bineînțeles 500 de mililitri de apă caldă. Încălzim 600 de mililitri de apă. Verificăm că apa să fie călduță. Și în ea vom dizolva 50 de grame de drojdie proaspătă cu o jumătate de linguriță de zahăr. Luăm o jumătate de linguriță de zahăr. Și o punem în apă. O amestecăm puțin. Și adăugăm drojdia. O fărâmițăm încet și omogenizăm. În cratiță adăugăm 1 kg de făină. Făină de grâu. Simplă, fără niciun alt aditiv. Așa. Și adăugăm o linguriță plină cu sare. Și o omogenizăm. În făina noastră, în care am pus sare, adăugăm 4 linguri de ulei. Ulei pe care l-am măsurat înainte. Bun. Iar acum vom lua apa și vom amesteca împreună cu făina. Bun. Acum adăugăm apa călduță în care am dizolvat drojdia. Am turnat uleiul și acum omogenizăm, incorporăm apa caldă cu drojdia, o jumătate de pachet, adică 25 de grame de drojdie proaspătă și o incorporăm încet, încet. Nu uităm că în drojdie, în apa caldă, am adăugat și o jumătate de linguriță de zahăr. Zahărul va hrăni drojdia și va permite pâinii noastre să crească foarte bine. Adăugăm, o incorporăm încet, încet. Când nu mai merge să mai amestecați cu lingura, introduceți mâna. Mâna este cea mai bună unealtă. Așa. Și începem frământatul. Frământăm bine. În felul acesta se incorporează și aer în aluatul nostru de pâine.
Dacă adăugați fix 500 de grame, 500 de mililitri de apă caldă, la un kilogram, cu un kilogram de făină, amestecul este foarte bun. Trebuie să aibă o consistență mai fermă. Nu trebuie să fie un aluat moale. Și mai reglați din adăugat de făină. Dacă este prea moale, mai adăugați puțină făină. Este încă lipicios. Asta înseamnă că îi mai trebuie puțină făină. Făină pe care o punem din urmă. Un praf de făină. Bunica mea spunea că făina se pune câtă trebuie. Câtă trebuie, îți spunea aluatul. Câtă făină are nevoie. Că trebuie să facem un aluat ferm, dar nu foarte tare. Și îl frământăm încet, cu răbdare, până când vedem că făina a fost incorporată în mod uniform. Și se formează astfel un aluat ferm, din care vom forma pâinicile noastre de astăzi. Pentru că dintr-un kilogram de făină, în funcție de tava, vasul în care le coaceți pâinica, eu o împart în 3 tigăițe mai mici, sau atunci când vreau să fie o singură pâine mai mare, într-o tavă de pizza. Tava de pizza pe care o să o vedeți și într-o filmare pe care am făcut-o acasă. Bun. Aluatul nostru este gata. Îl întindem pe masă. Mai frământăm puțin. Și acum, pentru că avem în lucru 3 pâini, am să tai în 3 părți egale. Aproximativ egale. Că nu lucrăm la nivel de gramaj calculat. Sunt pâini pentru casă și rezultatul este foarte gustos. Bun, acum am împărțit aluatul în 6 părți cât de cât egale. Le mai echilibrăm. Așa. Le dăm deoparte și ne apucăm să întindem aluatul. Pe masă adăugăm puțin ulei. Nu se lipească de masă când întindem aluatul. Și acum, cu un sucitor, întindem aluatul într-o foaie subțire, într-un strat subțire. O foarte subțire, dar uitați, cam așa. E grosimea unui băț de chibit. 2 mm. Acum, rulăm aluatul. Și am format o primă jumătate pentru pâinicile noastre. Îl dau aici ca să vadă mai bine în cameră. Următoarea jumătate o modelăm întâi în mână ca să o întindem puțin.
După care, cu sucitorul, o întindem în continuare până când o ținem forma dorită. Chiar dacă foaia aceasta ne-a ieșit mai groasă, nu este niciun fel de problemă. Pentru că o să vedeți imediat, foile noastre vor veni împletite. Și nu se întâmplă nimic dacă o foaie este mai subțire decât cealaltă. Sau chiar și mai groasă. O răsucim frumos. O adăugăm și pe cealaltă. Și avem acum două cordoane de aluat, pe care foarte simplu le împletim. Le-am împletit și formăm un colac. Prima noastră pâinică este gata. Continuăm cu următoarele. Aluatul, întins cu sucitorul pe blatul mesei. Întindem aluatul să formăm un strat de 2 mm. Următoarea și tot așa. Operațiunea continuă până când terminăm tot ce avem de făcut. Întindem aluatul frumos, nu mult și fără pretenții, fără stres. Important este să formăm aluatul de care avem nevoie. Bun, acum cele două părți, cele două jumătăți le îmbinăm, le răsucim. Și am mai format încă un colac pe care îl punem frumos o farfurie. Ultimele două jumătăți. Pentru că am împărțit aluatul în trei, vom avea trei pâinici. Dacă doriți să le puneți într-o tavă mai mare, atunci, în același mod, veți avea doar două jumătăți mai mari, mai lungi, mai groase de aluat, din care formați o singură pâine. Dar eu prefer să coc în aceste jumătăți, în aceste tăvițe mai mici, pentru că astfel obțin trei pâinici mai ușor de să le spunem de mâncat, că de mâncat toată lumea ne mănâncă imediat. Dar le împart mai ușor. Dacă mai am prieteni cărora vreau să le mai dau, sau familii, atunci fiecare are câte o pâinică și o mănâncă în viteza și ritmul propriu. Pentru că la noi în casă, eu și cu băiatul le mâncăm mai repede, pâinicile, iar soția într-un ritm mai scăzut. Bun. Avem cele trei pâinici. Le lăsăm pe masă acum
timp de o oră să dospească. Timp în care noi ieșim pe afară, ne facem treaba, ne întoarcem după o oră. Bun, am așteptat o oră, pâinicile noastre au crescut. Acum, într-o cană, am pus gălbenuș de ou. Îl amestecăm bine cu pensula. Și începem să ungem pâinicile cu ou. Dacă aveți ou de țară, este și mai bine, pentru că va avea o culoare mult mai frumoasă, o culoare galben intens. Dar și ouul de la alimentară este foarte bun, nu este nicio problemă. Ungem pâinicile cu o pensulă din silicon. Atenție să nu dați cu ou pe vas, să nu atingeți vasul, pentru că se vor lipi și vor fi mai greu de scos din forme. Prin dospire, pâinicile și-au dublat volumul. Arată bine, ele vor mai crește puțin și în cuptor. Cuptorul este preîncălzit, este cuptor pe gaz, unde temperatura nu cred că depășește 130-140 de grade. Am terminat de uns, acum voi adăuga semințe de susan. Voi orna pâinicile. Semințe de susan, semințe de mac, după gustul fiecăruia, ce vă place. Puteți pune și alte semințe. Semințe de floarea soarelui, de dovleac. Eu folosesc susan și mac. Pus semințele de susan, acum adăugăm semințele de mac. Aici cantitățile sunt la libera voastră alegere. Puneți cât doriți, cât vă place. Așa arată pâinicile noastre, le luăm și le punem în cuptor. Haideți cu ele la cuptor. Deci, cuptor cu gaz, tava se află, grătarul, la jumătatea distanței. Luăm pâinicile și le adăugăm în cuptor, una câte una. Bun. Așa arată în cuptor. Acum închidem ușa. Focul dăm la jumătate, adică intensitatea să fie spre maxim. După 40 de minute ne uităm la pâinici. Sunt perfecte. Oprim aragazul și le scoatem. Așa arată pâinicile noastre. Sunt bine coapte. Acum le lăsăm la răcit 10 minute și le scoatem din tăvițe. Acesta este rezultatul. Dintr-un kilogram de făină am obținut
3 pâinici delicioase. Pâinica noastră a fost scoasă din cuptor, am lăsat-o la răcit și acum este numai bună de pus pe masă. S-o mâncați singuri sau cu cine doriți voi. Este un produs sănătos, relativ simplu de făcut și pe care îl puteți face și voi cu puțină voință. Așa că încercați până reușiți. Din ingrediente simple am făcut astăzi împreună cu voi pâine. A ieșit o pâine delicioasă și foarte aspectoasă. Până data viitoare, aveți grijă de voi și multă sănătate!